Ediția din acest an a zilelor municipiului Reghin a venit cu o surpriză pentru copii. Un spectacol unic în România, oferit de Gașca Zurli din București, care duminică dimineața a susținut pe scenă un moment dedicat celor mici. Personajele, costumațiile, recuzita și repertoriul au cucerit inimile micuților spectatori. S-au jucat adaptări vesele ale spectacolelor clasice, dar și povești originale. S-a cântat, s-a dansat și timp de o oră a domnit veselia. O, este minunată, vreau să-i mulțumesc doamnei primar, spuneam puțin mai devreme și am spus și pe scenă, în orașele mici, singura șansă pentru copii să se întâlnească cu noi efectiv sunt aceste evenimente. Eu am creat Gașca Zurli tocmai pentru a avea un produs românesc cu personaje din România, cu cântece românești la care copiii pot să ajungă. E destul de greu să ajungă toți copiii din România la Disney și atunci noi am creat Disney-ul nostru aici în România cu personaje pe care ei pot să le întâlnească. Deci ați fost foarte inspirați și uite că nu aveți nici concurență, sunteți cei mai tari. Ați văzut, copiii vă știau toate cântece. Doamne, deci ne-au primit cu atâta dragoste și cu atâta căldură și cu atâta bucurie. Știau toți, sunt frumoși, sunt niște copii foarte bine crescuți și foarte educați și foarte deschiși. Și cu rezultate bune la învățătură sunt toți. Să bravo, știți, doamna primar, am avut 100 de olimpici premiați la altă. Eu vin la Reghin să mă scriu la școală, să-mi păstrați un loc, că eu vin de aici să mă duc la școală. Să fie olimpică. Da, olimpiada, da! La gimnastică. La gimnastică. Cum ți s-a părut spectacolul? Incredibil. Ce ți-a plăcut cel mai mult la el? Când a lăsat baloanele sus. Și cântecelul tău preferat care a fost? Nu pot, toate frumoase. Frumos. Ce ți-a plăcut? Gașca Zurli. Care a fost personajul tău preferat? Da. Care ți-a plăcut ție cel mai mult? Fetița Zurli. Ada de zână, ce zici? Cum a fost zâna? Faină. De fetița Zurli. Da, de ce ți-a plăcut de ea? Dar zâna, cum ți s-a părut? Frumoasă. Care a fost cântecelul tău preferat? Ăla cu turavura. Gașca Zurli este un proiect născut dintr-un personaj, dar s-a dezvoltat până la un adevărat teatru cu renume. Albume lansate, produse vândute și promovare intensă în mediul online. Reghinenii, mici și mari, au fost atât de încântați de show încât speră să revadă Gașca Zurli și anul viitor la zilele municipiului.